noaptea. Așteptăm să nu mai vină apă. Vă e teamă că intră iarăși în casă? Așteptăm. Nu să nu fie teamă. Fie teamă, normal. Avem copiii duși, familiile duși în altă parte. Și noi sperăm să ne păzim ce mai avem în casă. Restul e ce mai rămas. Vă este teamă să nu rămâneți fără lucruri, nu? Păi da. Ne-a scos și ne-a dus la etaje. Până da. Sunt de tot. Da. Se poate mere că rămas. Aici, la numărul 4 din lucruri, mai sus, încă o parte, uitați și aici. Și v-ați dus lucrurile aici, la etajul 2 și 3, ca să vă... Avem și la vecinii de aici, la vecinii de aici, la vecinii mai avem și lucruri pe la oameni prin casă. Pe la oameni prin casă. Și până sus, tot mai... Parter, v-ați băgat lucrurile da. La vecini? Da. Păi da, că restul... Și acum păziți până dimineața? Asta e după până dimineață și până când se va înceta ploile, ca să putem să ne le băgăm înapoi, să ne le facem înapoi și după ce mai așteptăm o săptămână, două, ne mai aducem o dată. Păi da, că se va repeta lucrurile astea. Cum vă numiți? Sau Alexandru. Vă așteptați să fie asemenea ploi? Cât ne așteptăm la orice. La orice. Familiile le-ați dus în altă parte, nu? Să vină în altă parte. Acum mai am în casă, că am băgat un pat ca să poată să dormă. Unde mă duc în străini? Și stau de veche, dacă vine apa să pot să-i scot repede afară din casă. Nu? Așa am ajuns. Pe dată, că nu aveam gresia pe jos să pun. Numai cu banii lor. Uitați și aici ce-am făcut. Și ăstea toate de aici le-am luat și le-am luat din bucătări, le-am pus aici. Am vizitat patul. Am avut niște prieteni. Niște prieteni care ne-au ajutat și ne-au putut, colegi de-ai mei pe unde am lucrat, ne-au dat un dulap, un pat, le-am lăsat toate, am pus parchetul. Nu cu banii care ne-au dat ei 3.000 de lei. Am cu înțeles. Cu 3.000 de lei nu avem ce să facem. Dar să acum sunteți disperați de asta în această noapte aici? 3.000 de lei. Păi nu avem ce să facem. Mobilă, nu, oricum, nu, avem ce, nu avem cum să salvăm așa ceva dacă vine apa afară. Pentru că dulapurile mele, dacă stau să mă uit, uitați-vă și dumneavoastră, îți pline tu haine. Dar am făcut la nivelul la care să nu mai ajungă apa. E la un metru și. Ne-am oprit din lucru că am zis că nu, acum nu mai înaintăm. Nu mai avem ce să mai facem. Stăm, ne uităm, așteptăm, sperăm să ne dea bunul Dumnezeu să nu ne intre apa pe noi. Uitați-vă, vedeți aici. Uite cum e plecat peretele, vedeți? Fug pereții deja, s-a slăbit structura. Jos nu se curăță. Când am întrebat, de ce nu trimite să curețe subsolul? Nu-i de competența RAVJ-ului, e de competența oamenilor, noi proprietarii care suntem. Să bătaie de joc, să plătesc eu. Sau să punem, să ne oprească din... Da, sau să facem așa o soluție, au zis ei, ca... Să ne oprească din cât când plătim facturile, da, să ni se bage factura de apă. Păi de la noi sunt calamități naturale. În perioada când nu plouă, e secetă, ne ia taxa aia de apa pluvială. Păi și pentru ce să plătim alea când nu sunt? Nu? Dar cei de la ape v-au spus? Da, avem și facturi, este băgată în factură. Apa pluvială care vine ploile de la Dumnezeu date. Dar pe noi cine ne plătește pe noi când ne distruge casa? N-avem covoare pe jos, n-avem... Uitați și noastră, apucă-te, ce să mă apuc? Când să mă apuc să fac iarăși? Noroc că nu m-am apucat încă. Uite, ce să mai fac? Ce credeți? Mucigaiurile cum stau în ele. Ce? Deci vine viitură iarăși. Ce facem? Uitați, mobilă compromisă, uitați și noastră. Uite cum stau mucigaiurile, ce să-i fac? Am curățat-o, am spălat-o, uite-te, știi cum arată mobila. Săptămâni sau o lună de zile. Da. E peste tot, mi-a distrus-o. Ce să mai fac cu ele? Ce să mai bag? Asta să ne prind asta ce am putut să mai facem. Stăm lângă ei. Până la urmă o să facem un post aici. Hai să vedem ce fac. Hai să vedem ce fac. Așa arată subțelul la noi. Da? Acum că agătăm post apă, acum. Deci până acolo a fost acum. Deci, la atâta de vigioară. De la Pudovara și de la aici. Păi până acolo de la aia de la Pudovara. O să mor. O să fii mor. Trebuie să așteptăm alte detașamente de scoată apa din casă, că nu este capabil să facem. Aia e. De rușine.
Domnule colonel, văd că este aproape două noaptea și pompierii lucrează la această oră în cartierul Aeroport și nu numai, pentru a trage apa. Folosiți motopompe, am înțeles că ați chemat oameni de la Hunedoara. Care este situația? Dar în urma codului portocaliu care a intrat în vigoare începând cu după amiaza zilei de ieri, la ora 18, ploile torențiale care s-au abătut asupra orașelor Petrila și municipiul Petroșani au produs din nou inundarea unor străzi și colmatarea unor curaie. Am avut probleme în municipiul Petroșani, în cartierul Aeroport, în zona inundabilă. Am mai avut pe Malea, unde a trebuit să indiguim o porțiune pentru ca apa din Malea să nu intre în curtea unei gospodării. S-au încărcat saci de nisip, s-a extras apă din subsolul spitalului Petroșani și se va continua extragerea apei din subsolul de blocului din cartierul Aeroport. Ce forțe aveți aici? În primă fază s-a acționat cu un militar de la detașamentul de pompieri Petroșani și gărzile aferente, aproximativ 60 de subofițeri. După care în sprijin ne-au sosit de la detașamentul din cadrul ISU Hunedoara, de la detașamentul Orăștie și Hunedoara, câte 10 subofițeri cu tehnica din dotare. Iar pe drum avem și așteptăm să ne vină în sprijin județul Arad.